Bună ziua din nou din sau bună seara. În podcastul meu m-am propus să aduc oameni extrem de importanți pentru mine, oameni care îi respect, oameni care sunt valoroși și oameni care fac lucruri curajoase, oameni care au curaj să-și să să -și depășească condiția, să-și depășească orice fel de frică și, în primul rând, oameni care, pentru mulți dintre noi, sunt considerați puțin uh, ieșiți din uh, comun, ieșiți din, din, din uh, acest standard normal. Și una dintre aceste persoane este o persoană foarte dragă mie, o respect foarte mult, este o divă, uh, în opinia mea, o respect enorm de mult, este genial în tot ceea ce face, cred că pune suflet adevărat în ceea ce face și o persoană pe care o cunosc de 20 de ani astăzi, de când aveam noi uh, uh, 8 luni. <laughs> Este And <laughs> And Andreea Marin. Bine aici, Andreea. Îți mulțumesc tare mult. Însă, știi că eu sunt un om cu picioarele pe pământ, nu sunt nici vrădivă și nici un om genial, dar sunt un om care are foarte multă voință să facă lucrurile cât mai bine. Mai bine mâine decât azi, știi? Așa că această dorință a mea de a evolua mereu și de a învăța mereu, nu o să obosesc să învăț nici la 80 de ani, dacă îmi dă Dumnezeu atâția ani pe pământ, cred că mă ajută să. Adaug în fiecare zi acel ingredient de care avem nevoie ca să simțim că trăim cu adevărat. Exact, adică, într-un fel, poți să spui că progresul și pentru tine e foarte important progresul. Sigur, mă plictisesc să stau pe loc și de aceea trebuie măcar mintea mea să călătorească, dacă nu întotdeauna, și, și, corp. <laughs> și corpul, da. Cine ești, Andreea Marin? O fată simplă, din roman, nemț, <laughs> Născută, crescută acolo până la vârsta uh, majoratului, apoi am plecat în lume, mi-am luat de fapt soarta în mâini puțin mai devreme. Uh, aveam 9 ani când mama mea a devenit înger, s-a stins în brațele mele în urma unui accident și din momentul acela mi-am impus să fiu un om mare și să fiu cu picioarele pe pământ și să pun cât mai puțin pe umerii tatălui meu. El nu știa ce e în mintea mea și că eu gândesc astfel, dar așa s-a întâmplat. Ți-ai impus tu uh, da. sau ți-ai impus viața? Da, a fost foarte greu acel moment pentru noi ca familie și mi-am impus și am devenit matur peste noapte. Maturitate timpurie. Da. Pot, să, pot să mă identific cu asta, că că mi-a plecat la șase săptămâni și am fost crescut de bunici. Așa, iată, că... iată. Um la 18 ani am plecat spre facultate, la Iași, acolo am făcut informatică, dar în anul întâi de facultate s-a întâmplat să aflu despre un concurs la TVR Iași și așa a început aventura televiziunii. Cine ești tu ca om? Asta mă interesează mai mult. Un om bun, la suflet pur și simplu. Nu mă văd specială, în niciun fel, dar știu că sunt un om bun și am acea senzație mereu că Dumnezeu e cu mâna pe umărul meu, că mă protejează, că mă, mă, mă încurajează să mai fac un pas înainte și parcă îmi spune așa mereu faci bine ce faci. Deci ești o persoană om. credincioasă, sau mai, mai bine spus, cum și eu, și eu sunt credincios, da. nu merg în fiecare Fâna zi la fi biserică, exagerat dar, exagerată da. în niciun dar Dumnezeu fel, e cu mine dar... non-stop. Da, sunt de acord. Exact. Adică am o... Nu un e, e un lucru pe care îl spun deschis. Bă, nu există zi de la Dumnezeu să nu spun cel puțin de 100 de ori sau 500 de ori mulțumesc sau Tatăl nostru exact. e prezent totdeauna lângă mine. Așa este. Văd ce scrie pe tricoul tău, da. exact. recunoscător că sunt, sunt recunoscătoare pentru fiecare confirmare pe care o primesc de undeva de sus. Nu văd cine e acolo, dar simt Doar cumva. Și... Asta mă încurajează să merg înainte și să-mi dau mâna cu oameni asemenea mie. Frumos. Cât este personaj și cât este realitate din ceea ce vedem? Andrea 100% Marina. realitate. Nu-mi plac rolurile, mă deranjează chiar treaba asta. M-am identificat foarte bine cu rolul pe care viața mi l-a oferit, căci nu l-am căutat odinioară la surprize, da, surprize. Da. Sunt genul ăsta de om care. Probabil vine și din educația pe care mi-au dat-o ai mei, dar care iubea să-i surprindă plăcut pe cei din jur. Deci, treaba asta se întâmpla cu mult înainte ca eu să ajung în această poveste, și cumva a fost ca un dat ca eu să fiu omul potrivit la locul potrivit acolo. Nu era nevoie să joc un rol, dar bineînțeles că atunci când intri uh, de pe un, un platou de televiziune în casa oamenilor, nu ești ca uh, atunci când ești în pijamale acasă. Normal că ai o altă ținută, o altă atitudine. Asta se întâmplă uh, și fac întotdeauna paralelă asta pentru că oamenii să înțeleagă mai bine. Se întâmplă și atunci când uh, ești acasă în pijamale și după aceea îți vine un musafir. Nu rămâi tot în pijamale, exact, nu? Exact. Te aranjezi, te uiți și tu puțin în oglindă. Doar dacă, dai cu... e, doar dacă ești. Da, da, i cu o perie în cap și așa mai departe. O să cer colegilor tăi un șervețel, pentru că, uite, sunt uh, tare plângăcioasă azi, emoționată, probabil de că... Da, șervețel, vă rog frumos? da, 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 sunt foarte puternice uh, luminile <laughs> de aici din platou, deși foarte frumoase și îmi lăcrimează un ochi. Mulțumesc, uh, aștept. Ce ai vrea să schimbi? Asta te întreb, pentru că în ultimii ani uh, m-am... Uh, și la mine s-au întâmplat niște schimbări foarte mari și am un, am un copil nou, are 2 ani, de, 2 ani, de zile, Andrei. Ai un copil nou? Un copil nou, adică un copil. <laughs> știi, știi, știi poanta aia? Nu le fac un copil nou, că de la vechi m-am plictisit. Exact, exact. <laughs> s -s am o fată străiască. din prima căsătorie, după cum bine știi. Să trăiască. Să rămână, da. mulțumesc frumos. Și am un, un, bebeluș de 2 ani de zile, acum pe 27 face 2 ani. Așa, și mi-a schimbat da. viața, pentru că eu, ani de zile, nu am vrut să am, să am copil. De uh, ce? cred că, cred că a rămas ceva, o rană sau nu știu, în copilărie, adică am fost la tot felul de terapie și am făcut tot felul de, de terapii Așa. și a rămas o rană cumva gravă pentru foarte mulți ani, unde credeam că nu sunt eu destul de matur sau nu știu, dar era o treabă de asta, am și auzit mult în casă, tu știi povestea mea, uh, cine are să-i trăiască, cine nu să-și dorească. Și la noi un copil când venea era, adică mai trebuie să mai pui o cană, de oală, o cană la, la oala de, 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 de sub. Da, adică da, era da, sărăcie, da. nu era... Da, 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 da. Bogăție în, în, familia în care am crescut. Uh, ce ai vrea să schimbi din copilăria ta, dacă ai putea? Pierderea mamei, care a însemnat un prag de trecut foarte greu. Și, practic, totul s-a schimbat în mine și pentru cei dragi mie din acel moment, pentru că a fost o tragedie, nu a fost o, o chestiune și nici măcar uh, nu era. Era o, o femeie tânără, avea 36 de ani când s-a pierdut, uh, nu suferea de nimic, deci nu, a, fost ceva cu totul neașteptat, care ne-a dat peste cap pe toți. Tatăl meu avea 38 de ani, la acea vreme a rămas cu două fete mici, eu aveam 9 ani, sora mea 4 și jumătate. Păi a făcut foarte responsabilă față de sora ta, adică... Da, m-am făcut responsabilă, nu m-a responsabilizat nimeni, pur și simplu așa am simțit eu că trebuie cumva cineva să fie mama în casă. <laughs> și am ales, a fost o alegere fără să mi-o impună cineva. În fine, cert este că până la 9 ani am avut o copilărie și apoi o alt... Alt. Da, da. Altă Spiel... perioadă. Spielberg spunea într-un special, într-un în, în, interviu, și atunci am, am aflat de cuvântul ăsta, care mi s-a întâmplat și mie de, de, de mic copil, mai ales cu responsabilitățile, despre această maturitate timpurie. Așa e. Care s-a da. întâmplat și celor din Auschwitz sau mai mulți care și-au pierdut părinții și asta rămâne o traumă până la deși Dar, Practic nu mi-am trăit copilăria, la exact. celorlalți. Exact. Am luat totul foarte în serios din acel exact. moment. Nu. Pot să spun că am copilărit ca alții, n-am prea chiulit, apoi mi-am văzut foarte foarte tare interesul, și interesul meu era să am carte ca să am parte și să-mi fac singură drumul și să-i ajut și pe cei dragi mie, și așa s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că eram plictisitoare nu, nu, sau prădăcilară, nu, nu, nu. chiar n-am fost. Chiar mi-am găsit în mine acele resurse de voieșie și de, de energie pozitivă, însă viața, pe ansamblu am luat-o în serios Normal. pentru că m-a forțat să fac asta. Ai iertat-o pe mama ta? Mă înțelegi, mă înțelegi la ce mă refer? Uh n-am avut nimic de iertat. Nu, mă refer avut... la faptul că ți -a plecat. Am asta. fost certată cu Dumnezeu. <laughs> aici, <laughs> aici, exact. Uh, era și greu pentru un copil să înțeleagă așa ceva. De ce o mamă atât de tânără și un om foarte bun, mama era un om foarte bun, cu un suflet mare și... Frumos, un om frumos, talentat. Uh, trebuie să plece atât de devreme. Și n-am găsit răspunsul la această întrebare, deși ai mei se chinuiau să găsească vreun răspuns valid, dar nu există o explicație no, până la urmă. Trebuie să spun însă, acum, la maturitate, faptul că pur și simplu n-aș fi fost același om dacă se întâmpla altfel. Nu știu, cred că e tendința noastră de a da un rost celor întâmplate, fie bune, fie rele. Rostul, a ceea ce s-a întâmplat în viața mea, sau ecoul pentru mine, a fost faptul că am devenit omul de azi. Poate că n-aș fi fost atât de responsabilă, atât de muncitoare, atât de dedicată, atât de sensibilă la anumite cauze care țin de soarta oamenilor din jurul meu, dacă eu însă n-aș fi trecut prin aceste traume. Timp de să rămâna, îți mulțumesc frumos că ai împărtășit asta cu mine. Timp de 48 de ani nu am cunoscut-o pe maică mea și acum, doi ani înainte să nască băiatul, m-am dus și am cunoscut-o. Este florerea asta din, din, colțul de la universitate, dacă știi, vis-a-vis -vis de librăria Eminescu. Și cum ai reușit treceam, să o Nu știam cine este, dar nu puteam da. față de bunica mea cei care m-au crescut. A fost o ruptură de asta, și știi, adică nu puteam să... Da, 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 exact. că strădezi și țin, oamenii dragi care ți-au rămas alături. Am să îți împărtășesc ceva foarte important, care țin secret de 15 ani față de tine. Te rog. Tu m-ai întrebat și producătoarea ta când am venit, m-am în România, prima oară la emisiunea la tine, da. pe cine poți să aduci foarte special. Așa. Bunica mea trăia și dacă a, aș fi adus-o pe maică mea, aș, fi fost un, un, cuțit în inima ei. Adică mie mi poate mi-ar fi umplut inima de fericire. maică-mea. Da, pe dar maică pentru mea... ea n-ar fi fost o bucurie. Exact, și n-am putut să fac asta. Dar uh, eu nu știu povestea uh, din spate. Pur și simplu, că mi și maică-mă nu s-au înțeles. Ea da, și-a luat da, da. bătăi, omor Cum era pe timpul mai interes. Da, și da, 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 a trebuit da. să se spartă și... și tu ai rămas la bunicii da, tatălui? Da, da, tatălui, sau da la bunicii tatălui La bunicii tatălui. Da, da. El tot la fel s-a mai căsătorit de fost șapte opt ori Și am fost crescut de bunici Era un uh, wild force. Dar uh, în momentul când am ajuns în fața ei Exact la 10 zile înainte să nască Andrei Am spus exact același lucru Îți mulțumesc pentru că altfel nu aș fi devenit cine sunt astăzi Așa de este înțeleg? perfect înțeleg ce ai spus, este exact cu o sufletul meu. Am avut o discuție recent cu un psihoterapeut extraordinar, care, mă rog, vorbește foarte mult despre rădăcinile noastre, despre copilărie și cât de mult ne influențează ceea ce ni se întâmplă în acea perioadă de formare, ne influențează pentru întreaga viață, practic. Și mi s-a părut extraordinar felul în care acest om, având știința a ceea ce face, a reușit să foreze în interiorul meu și să mă ducă în urmă, asupra cumva, asupra 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 da, asupra 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 astfel încât să descoper că, deși par... Un om echilibrat, și așa mă și văd în oglindă, există umbre, și există îndoieli, și există temeri, și există tot felul de lucruri care își iau rădăcinile acolo, în acele momente, în acele pierderi, și așa mai departe. Deci, cred că maturii de azi ar fi foarte bine să înțeleagă cât de profund afectează un copil fiecare decizie pe care ei o iau. Uh, sigur, mama nu a decis să devină înger, da, asta s-a întâmplat pur da, și da. simplu, dar uh, sunt și lucruri pe care le putem evita pentru copiii noștri Corect. și poate că nu le conștientizăm sau noi prin experiența noastră nu suntem atât de afectați, da? dar un gest făcut de noi ca maturi pentru ei ca și copii este enorm, enorm. Uh, poate însemna un ecou foarte puternic și de neuitat Practic. Și poate să se destabilizeze emoțional pentru restul vieții. Așa este. este e, e clar, adică am aceleași, aceleași discuții cu terapeuții și am fost la tot felul de, de terapeuți, tot felul de uh, încercări să găsesc răspunsuri și acolo este tot, în copilărie. E clar că, mai ales relația din primii ani cu, cu părinții și mai ales cu mama, Așa aia decide după aia toate relațiile pe care le vei avea în viața ta. Dar, în final, indiferent cum ar fi fost povestea, dacă nu te împaci cu rădăcinile tale, cu părinții tăi, tot nu ți e bine. Exact. Că, de fapt, împăcarea aceea o faci pentru tine, pentru devenirea ta și pentru echilibrul tău. Uh, îmi spunea uh, acest om, de care te povesteam, că nu poți. N-ai voie să nu-ți iubești părinții, pentru că zdruncini în însă -și legea vieții. Tu ești pentru că ei au existat. Punct. Și de aici pornește totul. Și trebuie să găsești o cale prin care să te împaci cu, cu acest lucru. Da. De cele mai multe ori, pentru unii care ni se întâmplă mai multe lucruri, așa cum se spune că noi, noi știm înainte să venim aici, noi ne cerem familia sau părinții să zicem, nu vreau să avem o discuție asta ezoterică, dar spun așa, da, că da, fac da. divers. Uh, noi, mi-a spus un terapeut foarte fain în Israel, Ce Damian, te-ai că tu poți să fii un vindecător vindecător al Generațiilor, pentru că tu cumva uh, vindeci trauma transgenerațională care a, a fost dusă de-a lungul timpului epigenetic și tu cureți asta. Deci gândește-te. E interesant ca... cuvântul ăsta vindecător, l-am auzit și eu. Da, da, da. <laughs> la psihoterapie. Pe, 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 pe da. asta, adică tu nu vrei să dai mai departe copilului tău aceeași durere suferință. Da. și suferință. Și tu poți să cureți opusuri. generații, sute de generații poți să, de durere, de plâns, de rădăcini, de suferință. Și numai faptul că reușești poate să faci un alt om. Să înțeleagă niște lucruri pe care altfel nu le vede, nici nu le gândește, nici nu-i trec prin minte, înseamnă enorm. Sunt anumite răni pe care le-am dus pe suflet și pe care doar într-o oră de discuție, reușind să le văd altfel, dintr-o perspectivă ce practic mi era refuzată înainte, eu nu aveam capacitatea să văd altfel, pur și simplu s-au vindecat acele răni definitiv. Nu ca o păcăleală pe moment. Nu, nu știu. Definitiv. Și, 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 de multe ori, chiar dacă mai vin înapoi, acum ai învățat, știi de unde da, vin. Da, și care e triggerul sau declanșatorul. de fapt, necazurile de acest ordin vin pentru că nu înțelegem. Și când asta nu e. înțelegem, nu ne putem împăca, nu e așa, cu ceea ce nu înțelegem. Noi vrem să înțelegem, e în firea noastră să facem așa. Acum asta e. Ce frumos spus, ce frumos spus. Mulțumesc frumos, asta este un lucru foarte important ce ai împărtășit. povestește despre Andreea ca adolescent. Uh, serioasă la școală, serioasă în totul? E, e, nu, nu, Îți nu. spune întrebarea asta că vorbești aici cu un vagabond nu, care nu știa nu. cum să găsească profesorii, să le dea pagă să le lase să cânte la nuți. <laughs> nu, uh, îmi plăcea cartea, dar nu era motocilară. Adică e, e o mare diferență. Învățam selectiv. <laughs> Învățam ceea ce știam eu că trebuie, că va folosi pentru viitorul meu, că îmi place. Deci, după criterii de genul acesta. Da, fugeam cu colegii câteodată de la vreo oră care deci, nu însemnea viitorul meu la cofetăria din Colț, Tosca se numea și se numește și astăzi, la Roman, unde avea o înghețată extraordinară. Și făceam tot felul de trăznăi, eram o fire sportivă, am făcut sport tot timpul. Și energie curată, pur și simplu. Ceea ce am rămas și azi. Da, da, da. În facultate tot la fel? Da aș spune tot la fel, și din facultate a început aventura Conști... televiziunii. Adică tot conștiincioasă, mă refer, din punct de vedere... Conștiincioasă mai mult pe partea de televiziune, căci din anul de... întâi am zis am început da, da. să fac în paralel și meserie și m-a captivat această uh, nebunie, acest miraj al uh, îmbinării cuvintelor, uh, cu emoțiile și uh, M-a ajutat televiziunea să cunosc atâția oameni, practic nu mai există granițe, nu trebuie să intrânești neapărat față în față îi da, cunoști da, da. chiar dacă sunt, da. uh, nu știu, la un continent distanță. Și toate aceste lucruri m-au transformat și mi-am dat seama că nu pot fi informaticianul care stă în spatele unui calculator o viață întreagă. Nu e menirea mea să fac asta, deși eram foarte bună pe partea de matematică, de logică. Așa că treaba asta ar... mi-am dus facultatea până la capăt, treaba asta mi-a folosit ca organizator, pentru că, în egală măsură, sunt un producător și trebuie să ai o minte matematică da, da. structurată pentru treaba asta. Însă partea cealaltă, care înseamnă comunicare, înseamnă emoție, probabil că m-a prins Partea artistică, mai mult. partea creativă. Da. spune despre Andreea, cum e femeia Andreea care... E îndrăgostită, care iubește, cum e, cum se comportă, cum. Dedicată 100%. Și chiar și într-o relație, unele relații în viață merg, altele nu. Sunt oameni care apar în viața noastră. Ca o lecție, sunt oameni care încearcă și nu pot mai mult, și așa mai departe, și poate și noi față de ei, de asemenea. Însă, în orice relație am avut, fie că a fost vorba de dragoste, de prietenie, da? relație de familie, am dus lucrurile până la limită, în sensul că am luptat pentru fiecare relație, nu am abandonat înainte de vreme, încercând să fac totul în momentul în care am înțeles că, nu știu, există o limită care nu mai depinde de mine, atunci am făcut o alegere. Pentru că eu cred că viața noastră nu trebuie să fie supusă alegerilor celorlalți, ci alegerea ne aparține. Și atunci trebuie cu îndrăzneală să faci și alegerea care înseamnă nu sau care înseamnă la revedere sau care înseamnă fiecare să-și vadă de viața sa în, în modul care e cel mai bun pentru sine și pentru cei din jur. De ce nu? îmi place ce ai spus, că ai luptat. Deci, cum am spus și eu odată cuiva, că am dat 100%. Exact. Adică mai mult atât, nu, lucruri, nu puteam să dau. Exact, bravo. Da. Pentru că, băi, știu cumva că eu am păcălit, sau exact cum mai ține post, sau cum mai ține o dietă și știi că ai -aș -aș fi o... cu mine. Să exact, exact ai, mâncat, ai luat doi duminicați de prăjitură și știi că de-aia n-a funcționat dieta, dar de-aia pe dietă. Așa și aici, dacă ar fi să facem o metaforă. Deci, asta îmi place foarte mult, că ai spus că ai dat 100%, pentru că atunci da. tu știi, am dat 100% și n-a fost doar Atâta puteam eu. Dacă nu s-a înțeles, îmi place asta. Nu, și eu nu fac să fiu, fiu pe placul nimănui. Nimic, să știi. Sunt uh, acum, la mai ales la o vârstă a maturității în care uh, clar vreau să fac ce simt și ceea ce mi-e menit. Nu să fac pe plac altora. Am greșit foarte mult, cred eu, față de mine. Uh, cu ani în urmă, când eram atât de dornic să fie bine pentru toată lumea. Știi? Să, să, pleaser, să, să fac pe plac tuturor, să nu supăr pe nimeni. Și da, e un lucru bun să fii un om bun, dar nu te poți lăsa la urmă mereu. Trebuie să ai grijă și de tine. Am înțeles asta? în timp de la niște oameni mai înțelepți decât mine. Asta am înțeles și eu că e nevoie, într-un fel, sau cum să spunem, mai nou să te iubești pe, și pe tine. Corect. Da. În, eu, să într, -un te mod, într un mod, Într-un mod echilibrat, da, care nu sănătos. înseamnă egoism, nu, 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 ci pur și simplu înseamnă normalitate, echilibrul. Cum te iubești pe tine, Andrei? În primul rând, în Tăruiesc timp și mie, nu știu cum fac, <laughs> am învățat să fiu foarte eficientă, pentru că, deși ziua are 24 de ore pentru fiecare dintre noi, realmente sunt în foarte multe direcții în același timp, simultan fac anumite lucruri, și e greu să împaci și partea de profesie, care pentru mine n-are o singură direcție și... Partea umanitară și partea de familie, bineînțeles, dragostea pentru uh, copilul tău, care întotdeauna trebuie să primeze, sau nu știu, primează pentru mine. Da, da. Uh, dragostea pentru omul cel, cel drag de alături, uh, pentru restul familiei, bineînțeles, uh, și pentru alți oameni la care țin chiar dacă nu sunt uh, sânge din sângele meu. Însă, caut să existe timp și pentru mine. Pentru, nu știu, a alerga. Pentru a citi o carte, pentru a cânta la pian, pentru a fi în liniște în grădina mea, de exemplu. Asta înseamnă o adevărată meditație pentru mine. Eu cu plantele mele. Punct. și nimic altceva. Sau cu tălpile goale. Care în sunt obiceiurile unui om ca tine, unui om de succes? Asta aș vrea pentru cei care sunt mai tineri. Da. Sunt fan un tip din state care îl urmăresc în afară de Joe în Tim Ferris. Și el a scris și o carte care se numește Tools of Titans, Uneltele Titanilor. Și pune genul ăsta de întrebare pe care și mie îmi place să-l pun. Spunem cinci obiceiuri în primele două ore când te trezești, pentru oameni să se înțeleagă în general, meditezi, alergi, îți faci duci rece, faci o listă cu lucrurile de care ești recunoscătoare, adică care da, sunt? Da, nu știu dacă mă trezesc făcând treaba asta, primul lucru pe care îl fac dimineața și o să ți se pare poate ciudat, dar contează să faci patul dimineața. Eu nu las în urma mea spunându mi lasă, închid ușa și nu vede nimeni ce e aici. E o chestiune de disciplină. Nu plec până până nu fac patul. Și wow. nu arată impecabil. Bravo, uh, sigur, m-am regăsit așa în filmele alea în care uh, apare personajul care așează prosoapele la baie perfect la liniuță. <laughs> asta nu știu dacă e da, chiar o da, da. veste bună. <laughs> Însă, da, asta sunt. Uh, sunt perfecționistă în diverse aspecte ale vieții. Uh, nu în toate, dar îmi place ordinea, îmi place disciplina. Uh, mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui și dacă e curățenie în jurul meu. Curățenie sufletească și în alte moduri posibile, da? Deci mă trezesc, mă spăl, mă rog, fac patul. Astea sunt primele obiceiuri. Uneori alerg dimineața, alteori nu am timp, pentru că trebuie să încep ceva dimineața și încerc să fac asta mai după amiază. Uneori nu reușesc și încerc să mă iubesc și pentru nereușitele mele, un lucru pe care cu greu l-am învățat da, da, da. și târziu. Deci nu mai te autobiciuiești. Exact, așa făceam înainte și am ajungeam să cad din picioare. Nu e nici asta știu, o soluție. Știu, știu. Până la urmă trebuie să te înțelegi și pe tine. Nu să înțelegi că ești doar un cal de bătaie și că trebuie mereu să ai responsabilități. Dar foarte târziu am învățat asta. Cred că în ultimii 2-3 ani nu mai. Aproape cu tine, atât. 100% la fel. Așa. Sunt foarte disciplinată cu munca mea. Sunt... Am o putere de muncă foarte mare. Asta îmi spune toată lumea care intră în contact cu mine. Și mintea -mi merge repede. Asta nu înseamnă neapărat inteligență, înseamnă muncă. <laughs> Așa. Și sunt eficientă. Fac multe lucruri într-o zi. Super. Pur și simplu. Ai spus Acum... ceva foarte interesant la început, te rogi. Da, da. Dar, Dimineața. Nu... dar nu, nu să stai înger, nu să te pui să te rogi, da. Ba da, un? chiar așa. A, <laughs> chiar așa fac. Perfect, am un sanctuar al meu, am un loc ușor acolo unde pot să fac asta, în casă, în dormitorul meu chiar. Însă, fiecare face asta cum simte, poți să o faci și în gând în timp ce pleci spre serviciu. Fiecare trebuie să aibă propriul său obicei și. Să vorbească cu sine și cu divinitatea, dar numai dacă simte. Nu, nu poți impune nu, nimănui lucru la acesta. E, e o fățărnicie. Dacă îți închipui că spunând o rugăciune doar pentru că trebuie, că așa e obiceiul bun, rezolvi ceva, eu nu cred în asta. Eu cred în ceea ce simți până în adâncul sufletului cât de mult crezi că ceea ce, în afară de energiile pe care le avem în jurul noi și putem să fim influențați, cât de mult crezi că îți afectează felul în care gândești, felul în care te comporți și energia ceea ce mănânci? Foarte mult. Foarte mult. Din păcate, știu, e greu să te abții într-o eră în care, doamne, oferta e atât de variată și e foarte dificil, cere un efort demersul de a face diferența între ce e bun și ce nu e bun pentru sănătatea noastră. Însă, uite, eu în această perioadă evit total carbohidrații rafinați și zahărul. Pe lângă faptul că slăbești mâncând, pentru că în rest mănânc orice, adică mănânc lactate, brânzeturi, dar nu mănânc pâine. Totuși, am găsit varianta de a-mi face o pâine în 5 minute extrem de rapid și e foarte gustoasă. Pâine cu semințe, însă făina albă o înlocuiesc cu făină de migdale. Cu migdale. Fără, așadar. Gluten, fără nimic. exact. exact. Da. Deci e minunată și gustoasă și am început să mâncăm în doi și cu partenerul meu de viață la fel. Practic n-am mâncat de o lună jumătate pâine și nu-mi lipsește. Și crede-mă, sunt o mâncăcioasă. Dai 4 kg pe lună jos, te simți și bine, nu te înfometezi, în rest mănânc orice facem dulciuri fără zahăr. Deci se poate și asta, îndulcitorul de ștevie să trăiască. Și pă, se poate. Și, și mai mult asta aș vrea să subliniez, nu așa de mult pentru greutate, cât pentru felul în care te simți. Și felul în care gândești și energia pe care o poți... pentru azi. alta. Da. Te simți bine să fii în formă bună, exact. te simți bine să te miști ușor și să nu te doară șalele exact. pentru că te miști greu având de la în plus. Și de la inflamația pe care ți-o creează zahărul. Exact, exact. Hă e bine pe toată linia. Dacă tu te simți altfel până la urmă, despre asta e vorba. Și te simți bine și pentru self esteem tău, pentru că și ai să putut să haină te controlezi. Pe tine și vine bine, exact. ești mulțumit. Exact. Da. Vreau să spun. spui... Uh... Aici sunt și eu în aceeași poziție. Cristina este mai tânără ca mine cu 20 de ani și partenerul tău de viață am înțeles că e mai tânăr. Da, da, da. Cu 10, aproape 11 ani. Nu Așa? văd nicio problemă în asta. Nici Pentru problem. mine nici nu e prima relație în care eu sunt cea mai vârstnică, dar pe de altă parte se ține bine bătrânica în sensul că <laughs> <laughs> am în jurul meu oameni de vârsta mea și care arată mult mai... Vârstnici, asta e da, da, adevărul. Da, da, da. Așadar, nu există între noi nicio urmă de problemă din punctul ăsta de vedere. Dacă ne vezi unul lângă celălalt, nu spui că există această inversiune a vârstei față de felul în care gândesc oamenii în general. Și atâta vreme cât ne potrivim, minte, trup și suflet, nu văd nicio problemă. Ce poți să facă un bărbat, adică bărbatul cu care ești, cum te-a cucerit? Asta nu să-ți spun, dar <laughs> cred că, de fapt, pe noi ne-a unit suferința. Nu ne-am întâlnit altfel, fiecare pierduse un om drag extrem de apropiat, eu pe tatăl meu, și în felul ăsta ne-am apropiat, vorbind de lucruri dureroase și Grele, ușor, 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 grele pentru și, noi. Și n-a fost dragoste la prima vedere. Adică lucrurile au venit în timp, în timp și, cred eu, într-un mod sănătos în felul acesta. De cele mai multe ori se întâmplă așa. Dragostea care se întâmplă așa repede, tot așa repede fuge asta, care corect, rămâne corect. în timp să se întâmplă pe, 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 pe un termen mai lung. Ce nu știe lumea despre tine pe bune? Cât de normală sunt. Fiindcă nu e felul loc. în care, nu știu, apar la televizor sau în lumina reflectoarelor și oamenii te văd într-un costum. Dar nu e ca și cum tu, tu mergi așa și la tine în dormitor. Da. Bineînțeles că nu și bineînțeles că îmi spăl rufele, dau cu mătura și fac mâncare, ceea ce poate că Barea oamenii nu-și nu închipuie că s-ar întâmpla. Și mie îmi place să fac lucrurile astea. Îmi place să fac treaba cu mâna mea. Am o altă încredere. Și foarte rar, am o dată pe săptămână, într-o singură zi a săptămânii, un, un ajutor. În rest, absolut totul se întâmplă prin efortul meu și al oamenilor dragi din casă, în speță fica mea și partenerul meu de viață. Și avem și animale și avem o gospodărie destul de mare, unde e destul de multă treabă, mereu se strică ceva. Știi, când stai la casă, cam așa se întâmplă. Și cu toate astea, dacă vrei și ești ordonat, poți să le faci pe toate, să știi. Ușor, ușor. Ce nu-ți place la tine? Mă plac. N-aș putea să spun că sunt nemulțumită de mine. Acum când nu mai ai autobiciuia? Ac acum mă plac. Asta e întrebarea. La vârsta asta, abia. Uh, Acum 5 ani, 10 ani? Am încredere în mine. Am avut întotdeauna. Și asta m-a dus pe drumul cel bun. Pentru că n-am avut această. n-au trecut valuri de neîncredere peste mine și să mă întreb, dar oare uh, oi fiind stare sau noi fiind stare să fac. Din potrivă, întotdeauna am avut acest, uh, această convingere că eu pot. Eu pot. Am în mine o forță și am mâna lui Dumnezeu pe umărul meu. Așa am văzut lucrurile întotdeauna. Și. Cumva m-am împins pe mine însă înainte prin această încredere. Și pentru mine nu există, nu se poate. Acest titlu dat de emisiunii mele de astăzi, o emisiune de maturitate, nu e întâmplător. Este motto meu în viață și sunt vorbele, de fapt, tatălui meu pe care le spunea tot timpul și mi-au intrat în sânge, pur și simplu. Deci am această încredere, mă plac așa ca om. Desigur că fiecare dintre noi are nemulțumiri legate de, nu știu, diverse defecte exact, exact. fizice, dar nici nu am fost vreodată vreo persoană lipsită de realism sau să-mi doresc să fiu perfectă când mă uit în oglindă. Nu, n-am avut treaba asta niciodată, nu m-au chinuit astfel de necazuri. Poate de aia și Dumnezeu are grijă de mine și îmbătrânesc mai mai încet, da, așa. Nu îmbătrânești <laughs> deloc, să-ți fac complimente, dar nu îmbătrânești deloc. M Mulțumesc, așa că. Stau bine la capitolul echilibru. Uh, ce ai vrea să-i dai, cum și eu mă gândesc acum uh, la tine, bineînțeles, uh, biorăta e mai mare? La mine, Andrei e mai mic și am făcut foarte multe schimbări în ultimii doi ani de zile de când a venit Andrei în viața mea. După cum bine știi din povestea mea, și cu trupa și cu toții ce aveam, aveam sprițularea non-stop, mă făcusem făcut să mă atâta mai țin minte de la. Ei, asta nu știu, nu te-am Nu, temut da, 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 din, din, din ce e așa. Da? Și aveam o perioadă unde a, a fost an de zile de a, a perioada artistică unde era rockstar și toate astea s-au schimbat. Nu mai consum băuturi alcoolice de doi ani de zile, nu mai fumez, nu mai fac nicio prostie, sunt cu minte. Foarte Dar asta mai mult, mai responsabilitate. M-a responsabilizat pe mine față de Andrei și cum vreau să mă vadă Andrei mai târziu în viață. Iată! Și ce aș vrea să-i da. dau lui Andrei. Și aici nu mă refer uh, pentru cineva care are posibilități. Poate să gândească cineva de afară, a, lasă-mă că puteți să-i dați orice. Nu, nu, nu nu mă gândesc la asta. Nu mă gândesc la faptul că vreau să-i și să-i dau mașină la 15 ani, 16 ani sau nu știu ce iPhone sau ce ceas. Mă gândesc la niște valori importante pentru el. Mă gândesc să-l învăț ce înseamnă dragostea. Poate dragostea pe care tu nu ai primit-o. Da. Mulțumesc frumos și mă gândesc cum aș putea, mai departe, el să nu plece în următoarea generație cu suferință, cu durere și cu uh, o viziune asupra vieții, așa cum spunea Einstein, să vadă lumea ca un mediu ostil sau ca un mediu prietenos. Asta e foarte Depinde important. Depinde enorm de tine și de voi, ca părinți. Exact. Pentru că știi bine prin ce ai trecut tu și știi bine cam ce ar fi de făcut, fără nicio scuză că n-ai cunoaște realitatea, pentru a face lucrurile mai bine, pentru a le repara. Eu, eu, ceea ce poți tu să faci să echilibrezi balanța. Exact. E, aici vreau să întreb pe tine relația ta cu Violeta. Ce îi dai, ce -o înveți, cum... Care sunt care este modelele pe care le folosești sau cum, cum Sunt e. uimită să, să văd că e ca o picătură pică de apă desprinsă din mine. E, îmi seamănă foarte bine. Fizic doar la ochi nu se mână mare. Exact corpul meu, exact răsăturile mele, exact apucăturile mele, energia mea uh, debordantă, uh, asta mă și sperie, într-un fel. Deci mă uit la ea și mă văd pe mine, pur și simplu. Doar ochii sunt altfel, ea i-a de la bunica ei și sunt albaștri, ai mei sunt căprui. Uh, e incredibil cum te poți reflecta în copilul căruia îi dai viață. Și asta mă și trezește la realitate pe o altă parte. Sunt anumite lucruri pe care le-aș critica la ea dacă n-aș ști că și eu am fost la fel. Anumite o brăznicină asta, asta e oribil, asta <laughs> e ce simți nou tu. Uh, și înțeleg altfel viața. Văzând acum, practic, o experiență similară cu a mea odinioară, dar privind-o dintr-un alt punct de vedere, din da. afară. Înțelepciunea. Da, da, da. da, da, da. Și e, e o mare bucurie un copil. Ce știi despre dragoste? Cum o, ce o înveți? Adică ce discuții aveți? dragostea e ceea ce suntem. Suntem plămădite din iubire. Nici n-am putea să fim altfel, deși uneori, nu știu, meseria mea, de exemplu, uneori trebuie să fii mână de fier și trebuie să calculezi bine lucrurile și să mergi înainte și să te bazezi pe niște, știu eu, principii care poate te fac să pari mai... mai, mai dur. mai dur. Da, e mult spus cuvântul dur, dar mă rog totuși esența mea e că sunt iubitoare ca om și nu mă pot schimba. Mi-e foarte greu, de exemplu, acum că nu ne putem îmbrățișa ca oameni, știi? În pandemia asta, probabil că e treaba da, care da, mă da, deranjează da, cel mai tare. Așa e și ea. Și atunci, cumva, nu trebuie să o învăț ce e dragostea. Tot ce am de făcut e să-i o arăt fără vorbe. Prin gesturi, prin fapte, prin fapte concrete. Că știu mulți oameni care zic, da cum, dar eu sau ajung la psiholog, știi? Sunt din același cuplu și spun dar eu o iubesc, cum? Păi, da, și, da. Și arată. Spune-i. Sau arată -i. Exact. Concret. Adică, treaba asta cu ar trebui ca celălalt să-și închipuie că nu ține. Avem cu toții nevoie de confirmări, până la urmă. Ce e atât de greu să confirmi? Prin vorbe, prin... Un gest, gest prin o atingere, print, da. prin orice, printr-o floare, prin, prin orice. La ce te ajută că te ferești să arăți? Da, da, da. Astea. Nu, asta, asta este atunci când tu fugi de, de a fi vulnerabil. Da, și la ce-ți folosește? Inclusiv da, asta. Adică do doar, doar construiești niște bariere, uh, niște bariere uriașe care îți da. închid sufletul, pur și exact. simplu ca să nu fii rănit. Exact. Să nu sufici și în iaurt, cum ar fi promnește. Oricum ești rănit. Practic te rănești în fiecare zi făcând asta. Uh. Ce nu ai reușit să faci până acum, dar ți-ai propus să faci de acum înainte? Al doilea copil. <laughs> Mi-aș dori tare mult să te wow. ajung din urmă. <laughs> Să vedem ce planuri are Dumnezeu. Mie mi-a deschis, de vedere. Da, ca să vezi că de nebun sunt, mi-a deschis Andrei o poftă, doar aș mai face încă cinci. Păi da, adică la, iată. la cât de ești și mai ales... Abia de... cu ești pregătit. Da, nu, când vezi diferența, cum, cum se schimbă de la lună la lună, de la zi la zi, sunt niște lucruri, e incredibil, adică acest, acest, acest miracol. Dar nu Așa cred aia. că aș fost în stare să văd asta acum 5 ani, acum 10 ani, tot, tot eram cu capul Așa în aia. altă parte. În... E. un timp pentru toate. Exact. Ce frumos ai spus, e un timp pentru toate. A, cum ai reacționa o persoană atât de echilibrată ca tine și ca fiica ta, dacă fica ta ar veni să spune că face parte în comunitatea LGBT, sau dacă ar veni acasă cu un țigan, sau dacă un lucru de ăsta care te-ar cutremura. Deci, primul lucru pe care l-ai spus, da, nu am nicio problemă vis-a-vis -vis de comunitatea LGBT, pentru că am prieteni care sunt din această comunitate, care sunt oameni extraordinari, foarte inteligenți, cu foarte mult bun simț. Poți fi din orice comunitate și să alegi să fii om cu bun simț, cu principii sănătoase de viață sau să fii opusul. Deci problema nu e comunitatea care a părțit, problema e cum te definești tu ca om prin faptele tale. Simplu, da? Nu prin vorbe, prin fapte. De fapt. Deci n-am o problemă. Aici vorbeai de faptul că... Să vin acasă cu un țigan, un, sau... un țigan. Dar ce înseamnă țigan? Uite, eu am crescut în roman. Da, e la școală iar stăteam, iar în iar bancă, stăteam în bancă uh, cu un uh, coleg de etnie romă și cu care am avut o relație minunată și pe care l-am ajutat foarte mult la școală și el avea un bun simț extraordinar și venea, mama lui, îi apreta căm și venea atât de curat și atât. Deci n-am nicio problemă de acest gen. Discriminarea nu mi se potrivește. Nu astea sunt problemele reale. Nu știu, poate să facă ea ceva greșit, și atunci rolul meu e tot să-i fiu alături. Nu să condamn. Dar am întrebat asta pentru că fiind o persoană publică și atât de importantă și atât de cunoscută, e important oamenii să vadă, mai ales și la noi în 2020, că nu există aceste bariere pentru cineva care e deschis la minte și la suflet. Cu atât mai mult trebuie să fii un om care dă un exemplu. Exact. Da, poate că sunt unele lucruri mai greu de înțeles, dar fă un efort să le înțelegi și să fii drept în fond, să fii drept față de tine, dar și față de ceilalți. prezinte te te rog, în două cuvinte, cum te-ar prezenta un dușman. Enervant de corectă. Sunt trei cuvinte, dar ăsta e adevărul. Și știu că asta te face inabordabil pentru cineva care e opusul tău. Pentru că nu Răspuns la aceiași stimuli. Și atunci, cumva, menții distanța, fără să vrei, nu la modul concret, poziționându-te mereu pe acel loc al omului corect, te îndepărtezi de cei care fac mereu compromisuri. Și atunci nu ești din lumea lor. Și nici n-ai parte de frăția lor, dar, noutate, nici nu îți lipsește. Te-a făcut să câștigi asta sau să pierzi în viață? Să câștig. Da, da. Ai pe pierdut termen, oameni scurt, care sunt... pe termen scurt, anumite oportunități, ce par, a fi, sunt de fapt mai mult niște tentații de moment, par a zbura numai pentru că tu nu poți să fii ca ceilalți. Să zboare. Pentru că tu nu trebuie să te schimbi în esența ta bună doar pentru niște oportunități de moment. Vin altele care spuse deoparte pentru tine, tine ca om ce te-ai definit a fi într-un anume fel. E destin sau întâmplare ceea ce ți ce se întâmplă? Nu. E ce îmi fac cu mâna mea, de cele mai multe ori. Sunt și anumite lucruri ce vin din afara ta și pe care nu ai cum să le controlezi, dar eu cred că, într-un procent foarte mare, viața noastră depinde de noi. Dacă vorbim de o boală, dacă vorbim de război, astea frerește, lucruri da, nu sunt lucruri în... care nu sunt în puterea noastră a fi schimbate ușor, da? Nici atunci, acolo avem un rol. Dar să zicem că e mai greu. Însă în rest, nu există, nu se poate. Ultima carte citită. Uh, uite, acum citesc... Uh, sunt două cărți și cred că e, se mai scrie încă una. Uh, există un preot pe care l-am avut invitat la emisiune, se numește Alexa Visarion, și care s-a gândit... Să pună în scris ceea ce tânăra generație ar avea nevoie să știe. Tânăra asta generație, captată de computere, captată de. <coughs> Pardon. Um, social media, știu ce de se întâmplă. Social media, știu ce se întâmplă, dar pe de altă parte și de sentimentul de teamă că <coughs> nu-și găsește locul tânăra generație, nu-și găsește rolul, așa. să spun așa drum să să mă să mă. mă Nicio problemă, suntem, suntem pe YouTube, nu, e, am nu par, suntem la TV. Nu am exact. parc de apă aici. Da. <coughs> și atunci am ales și pentru cei care ne ascultă acum, doxologia pune la dispoziție cărțile preotului Visarion. Sunt niște învățăminte foarte bune, chiar aseară le-am le deschis despre cum poate fi văzută viața de către tânăra generație și dacă nu mai ești din tânăra generație, tot e de interes pentru tine, pentru că tu vrei să știi cum să îi tratezi pe tinerii din, de lângă tine, copiii tăi, nepoții tăi și Orice. mai departe, pentru că ne e din ce în ce mai greu să-i abordăm pe cei tineri pe limba lor. Exact. Să-i înțelegem înainte de toate, ne e greu. Suntem din altă lume. Din altă generație. Și ei par din altă lume, și, exact. Exact. Și pe de altă parte, dacă nu înțelegi, cum îi poți ajuta și cum poți avea pretenția să te asculte? Nu te ascultă pentru că se creează o breșă între o lumea viașă. ta și, da, da. și atunci e nevoie. Ei, acest preot vorbește pe limba oamenilor, tineri, bătrâni, nici nu contează, pe limba tuturor și se ajunge direct la suflet. Căutați Alexa Visarion, și veți găsi. Și prima carte? Uh, uh, sunt două. Uh, da, nu, sunt două cărți. Nu le-am deschis pe amândouă. Aseară am, -am, am deschis una dintre ele și vorbește despre aceste, aceste limbaje ale iubirii. Citesc foarte mult prin natura meseriei mele. De exemplu, gândește-te că săptămânal am patru invitați pentru o emisiune care nu -i ușoară, e ușoară, o emisiune portret. Deci, citesc cam tot ce se poate citi despre ei. <gânt> și, separat de asta, vreau să citesc și ceva pentru sufletul ce meu, care nu are legătură ție? cu meseria. Dar uh, emisiunea este ceva ce am creat eu. Este creația mea. Da, da. Deci, îmi place, oricum, chiar dacă e meserie. Care este cea mai mare frică ta? Războiul. Și. <sus> credibilă lipsă de logică a tuturor lucrurilor care se întâmplă atunci când e haos. E o teamă. Sau boala incurabilă. Sau ignoranța oamenilor. Sau minciuna. Care spusă chiar și cu scuze la început și gândindu-te că nu. Poate să rănească prea tare, poate să ducă minciuna acoperită de o altă minciună, și apoi de o alta și de o alta, poate să ducă la dramă. Toate lucrurile astea nu sunt de neglijat. Și dacă ar fi să, să spui cea mai mare frică, care ar fi? Asta cu războiul sau? Da. Mare? da. Deci îmi pun ta de frici, asta ar fi cea mai mare frică. Da, da. care este părerea ta despre. Nu poți controla ego. lucrurile atunci. Exact, știi? nu poți controla. Care este părerea ta despre ego? Despre ego. Mai bine să-l punem într-un sertar acolo și să-l ținem bine închis. <laughs> și cu un lac atât, dacă deci se poate. Deci, toți ne confruntăm cu el într-un fel sau da, altul. Suntem oameni, e oarecum normal, dar credința te ajută să echilibrezi balanța. Smerenia te referi. Credința, pur și simplu, pentru că îți pune în opoziție față de acest ego care te mănâncă așa pe, pe interior și te transformă, îți pune valori în care dacă ajungi să crezi cu adevărat, te simți în echilibru. Și noi ei pe direcții greșite. greșite. Greșite față de tine, în primul rând. Nu neapărat față de alții. Dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu aici pe pământ, ce l-ai întrebat? Uh, uneori îl întâlnim, așa, întâlnim crâmpeie de Dumnezeu în oamenii din jurul nostru. Sau în ochii unui cățel care se apropie de noi și care ne privește dulce, știi? sau uh, în uh, chipul unei plante care se crește și se deschide către soare. Dumnezeu e în toate astea. Așa că de fiecare dată îi spun mulțumesc. Și în mulțumescul ăsta, înțelege ei cât de multe în cap. Dacă ai putea să ai o putere miraculoasă, să aduci pe cineva înapoi, care nu mai este pentru noi? Mama, tata, bunicii. Practic, eu sunt cea mai bătrână acum din familie. Deci, ești nou lider de, al tribului, tu ești. Așa e. Frumos e asta. E o altă etapă din viață. Da sau ba? Aș prefera <laughs> să nu fie așa. <laughs> uh, care este personajul cu care te-ai te identificat de-a lungul vieții? Fiecare ne alegem un personaj, om, dacă suntem bătrâni. De ce repede ai răspuns? <laughs> da, nu aveam nicio îndoială. Am crezut, am crezut de multe ori despre tine că... Fără infatuarea scala, de a crede, a, de a nu, 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 crede că ferește, sunt pe acolo, la nivelul ei. Dar da, pur și simplu, mă identific cu sufletul ei, o persoană foarte sensibilă, o persoană lipsită de dragostea tatălui, de la o vârstă fragedă și care a suferit pentru asta. Eu n-am avut lipsa iubirii tatălui meu, dar am avut lipsa în viața mea a mamei. Apoi, o femeie, un om frumos și bun, și foarte muncitor. Tot ce a reușit ea să facă în cinematografie, în artă, în general, a fost expresia unei munci extraordinari de. de, de... Grele, nu a fost nimic ușor pentru ea, nu a venit totul pe tavă doar pentru că era o față drăguță. Da, da, da. Și apoi a fost ambasadorul UNICEF și a făcut foarte multe foarte lucruri mult. pentru, pentru oameni, pentru copii, în principal. Și am aflat asta când am devenit ambasadorul UNICEF la la. Vârsta, da, da. la... Rândul meu, și cu 2-3 ani în urmă, nici nu mai știu 2, cred, când am fost la headquarterul UNICEF din New York, la intrare am citit câteva rânduri despre povestea ei și m-a impresionat. Acum, mă. Pur și simplu eu o afinitate olandeză. Uh, spunem, povestește cu fiecare dintre noi, uh, aici fiind într-un alt mediu decât în tv sau asta, un lucru unde te-ai făcut de cacao, unde tu, pur și simplu, în tinerețe, nu știu, adică la, la 15 ani, la 20 de ani, la Costinești, undeva unde ai băut, ai îmbătat, ceva penibil, povestește-mi din viața ta. Poate să pare ciudat, dar mie nu mi s-au întâmplat lucrurile Nu astea. s întâmplat? Nu. Însă, dacă e vorba de ceva uh, simpatic, da, da, da. să zic așa, și, într-adevăr, pentru mine, pe moment, uh, a părut o dramă. Adică ceva exact, care ți-a... Uite, coboram pe scări, la începutul emisiunii somptoase, surprize, surprize, pe scările acelea lungi da, 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 și binecunoscute, da, da, da. îmbrăcată, elegantă, cu... într-o rochie minunată. Era emisiunea de 1 aprilie, nu o să uit o viață. Și uh, scări, uh, decorul era nou, scările erau lucioase și la un moment dat, după 2-3 pași, am... Alunecat cap. Și m-am dus până jos pe scară, ah. dar ținându-mă cumva cu mâna de, de bară. Și ce a fost foarte interesant este am ajuns până la capul de jos al scării și, ținându-mă bine, m-am ridicat imediat și am spus, asta e prima păcălele de 1 aprilie. <laughs> am avut o prezență de spirit pe care nici eu nu mi-o explic, deși sufletul meu era rată. mic, mic, mic. Și știi ce mi-a dat curajul de a mă ridica și de a continua ca și cum nimic nu, nu s-a întâmplat? În sală erau 250 de oameni. Unul nu a râs. Știi care a fost instantaneu? Nimeni nu putea să-și programeze o reacție. Toți oamenii au făcut. Deci, în dorința de a mă -a a ajuta. De a, de a ajuta. A fost incredibilă reacția. Iar eu am văzut asta. A fost și o experiență în care mi-am dat seama cum o clipă de emoție puternică poate dura enorm. A fost o clipă, dar eu pot să o despart în sutimi de clipă, să zic așa. Despre asta pentru că, Einstein. Pentru că i-am văzut, Pot să-ți descriu sec... nu secundă, că secundă e prea mult. <laughs> sutime de secundă cu sutime de secundă mișcarea lor și reacția lor și o sală întreagă de oameni a făcut același gest. A fost incredibil sentimentul. O încredere pe care mi-au dat-o, știi? Faptul că le pasă, nu sunt acolo, să se distreze pentru necazul altuia. Exact. A fost tare. Mulțumesc. De, de reținut. Am doar... Și există? E înregistrată treaba asta, <laughs> că a fost <laughs> în direct. <laughs> Mai am doar două, o, o întrebare și încă un lucru de spus. Uh, prima fi ceva care vreau să, împătă, să împătășesc cu tine și cu toții cei care noi, o să ne se uită pe YouTube la noi. Uh, în 2006, când am venit în România, o de-a de -a, a sunat și uh, uh, cumva a aranjat să vină la tine în, în emisiune. Și țin minte că atunci emisiunea m-a sunat și producatora de la tine și a avut un rating de ăsta uriaș și în loc să țină 15 minute sau, cât, sau 9 minute, nu mai știu, a ținut 30 de minute și a avut un rating foarte mare și pot să spun că și succesul trupei de în se datorează și ție și vreau să-ți mulțumesc că da, s a stat mulțumesc, suflet. uite, nu știam. Exact. Uh, <laughs> uh, și aș vrea la sfârșitul acestui mic interviu să-mi spui care ar fi trei valori de bază pe care ai vrea, Doamne ferește, dacă mie ție, oricărui dintre mine se întâmplă ceva, să rămână în urmă ta? Adică oamenii să știe, asta au fost principiile mele de bază. Generozitatea, demnitatea, e foarte important să treci prin viață frumos și demn până la capăt, și bunătatea. Eu mă îndrăgostesc de omul bun. Și nu mă interesează trăsăturile perfecte ale cuiva. Nu asta mă atrage, ci mă atrage bunătatea care iese prin privire, iese prin Suflet. gesturi. Pur și simplu frumusețea sufletului. Da, acela poate fi perfect uneori. Să rămână mult să dea Și Să rămână mult Să rămână.